Voi mă credeți defect, dar mie nu pasă, căci eu sunt deștept. A început ca o glumă, dar acum nu ia bună. Tot orașul strigă în cor: hey! Cel mai mare, cel mai tare dintre păcălii. Sunt un cop, un factor, un artist, un spune. Doar umplutură. Nu este ceea ce credeți? Vedeți, eu sunt un artist. Wow! Stai, ușor gură strâmbă. Da, da, chiar sunt un artist, dar mediul meu este un pic neconvențional. Practic, sunt un comic. Sunt chiar bun la asta, dacă îmi spun mie însă-mi așa. Într-o zi voi fi faimos și adorat, cunoscut în întreaga lume, ca cel mai mare comic al tuturor timpurilor. Aceasta este pasiunea mea, visul meu, rochia surorii mele și unul din multele mele triumfuri. Mă rog, am vorbit prea mult despre asta, mai vine vară. Uitați-vă bine! Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Aproape reuși. Ești o totală pierdere pentru umanitate. Ești o totală pierdere pentru umanitate? Au mai rămas 10 secunde. 9. Nu-mi vine să cred că ești așa un fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. Nu vine să cred că ești așa de fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. 1. Felicitări, avem un nou record. 12 ore în care ai imitat tot ce a făcut sora ta. Și e una din cele mai enervante farse ale tale. Așa e! Păi, ce pot să spun? Sunt un adevărat pionier al glumelor practice. Știi, între geniu și nebunie nu e decât un pas. Caută acel pas. Într-o zi față lungă o să depășești limita. Ce bine! Și în ziua aceea, surioară dragă, voi înscrie victoria mea finală. Andy! 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 Nu ești atât de deștept pe cât crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid. Hei, nu ești atât de deștept pe cât crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid. Wow, ai de gând să continui pentru 24 de ore? Sunt lucruri tipice pe care le spune o soră mai mare. Orice frate normal s-ar fi retras până acum, dar eu sunt diferit. Sunt mai persistent. În plus, Jen merită acest gen de hărțuială. Îmi face minte să nu-i mai spune lui tata cine a pus vopsea albastră de păr în șamponul lui. Și în plus, privind-o pe Jen cum devine din ce în ce mai enervată de mine, este o adevărată satisfacție. Ți-ai dat seama de asta pe ulmuță? Andy, probabil că bate un record mondial. Bine, nu ești impresionată. Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Ce drăguț din partea lui Andy că se interesează de activitățile lui Jen! Sună ca un purgatoriu pentru mine. Săraca Jen! Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Astăzi este seara de dans la școală. Astăzi este seara de dans la școală. Și mă voi duce la dans într-o strâmtă. Într-o strâmtă? Roz. Roz? Fără de bretele. Fără de bretele? Rochie. Rochie? Hai, grasule, încearcă să mă copiezi. Cred că ți-a ajuns. Mie? Să-mi ajungă? Dar celui Washington i-a ajuns jumătate din drum? Gata, băieți, mi-a ajuns. Nu mai vreau președinte. Andy Larkin nu cunoaște înțelesul cuvintelor. Mi-a ajuns. A ajuns! Vezi? Nici nu pot să-l găsesc. Atunci când lucrurile devin dure, durul așteaptă până când sora face baie și atunci se furișează la Yonder Eater. Așteptați, mă duc la seara de dans. Petrecere frumoasă, dragă. A, nu mă așteptați, mă duc la seara de dans. Jean pleacă a doua oară la dans? Cum spui? Sau Andy a început să poarte tocuri?
Știu la ce vă gândiți. O altă sâmbătă seară obișnuită, nu-i așa? La asta mă gândesc și eu. Tocmai am ieșit afară și sunt în verandă, în drum spre dans, într-o roche fără bretele. E, orice artist trebuie să sufere pentru meseria lui. Și dați-mi voi să vă spun, tocurile astea mă omoară. O, băiete, aș putea să folosesc o mașină? Exact la timp, ca de obicei. Să conduci încet, rochia asta o cam zboară vântul. Frumos, da. E, să vedem dacă pot să fiu bărbat și să fac ce trebuie. Sunt aproape sigur că istoria glumelor practice se va scrie diseară și, bă, vorbind de frumos, arăți chiar spilcuit. Ai grijă, marinarule, flatându-mă n-ajungi nicăieri. Iată, uite ce avem noi aici. Eu cred că, știi tu, eu cred că este o fată, Rick. Bine, am făcut toată chestia asta cu travesetul și desigur aici sunt Lick și Lick cei mai șmecheri golani. Sunt sigur că m-ar bate la fund dacă și-ar da seama că sunt eu rochia asta și cu perucă. Dar nu vor afla niciodată pentru că este ora de spectacol. Bună, băieți! Haide! Cred că s-a îndrăgostit de mine. Trebuie să-ți apăr onoarea. Drăguț. Dați-vă la o parte baloane de săpun. Uite, dă-mi voie să te ajut. Numele meu este Craig. Al tău care e? El e mare și neînfricat. El iubește oglinda din baie și duhește aftershave. Toate fetele îl adoră, nu iunate și cate. Chiar dacă sora mea îl place, se pare că lui îi place de mine. Numele meu este Andy, adică vreau să spun Andreea, pardon. Dar toți prietenii îmi spune Andy. Ce drăguț, arăți ca o Andreea. Cum se face că nu te-am mai văzut? Ei, tocmai m-am mutat aici, din altă parte. Din altă parte, foarte misterios. Da, sunt plină de mister. Îmi place. Ce-ar fi să intrăm înăuntru, Andreea? Bine ați venit, prietenii mei boboci, la sărbătoarea caraibeană a liceului nostru! Când o să mă poată Craig în rochea asta, o să cadă în brațele mele. Ai o problemă. Se pare că brațele altcuiva au ajuns primele la Craig. La o parte, pârtie, lăsa să treacă o adevărată doamnă. Sunt încrezător, sunt lucid, sunt gata de plecare. Bună, Craig! Cine-i noua ta prietenă? O cheamă Andreea. Vine din altă parte. Da, din orașul stupizilor și al penibililor. Scuze-ne, Craig, avem ceva de vorbit. Poți să-mi aduci ceva de la bufet? Te rog. Poți să-mi aduci și mie ceva de la bufet? Te rog. Știu că faci lucruri trăznite și că ești cap pătrat. Uită-te la tine, ești un țăcănit la o seară dansantă, în rochea mea. Dacă bazinul acela era mai adânc, te aruncam în el. Platour pupu pentru două dintre domnișoarele mele favorite. Oh, Craig, îmi place cântecul acesta. Oh, Craig, îmi place cântecul acesta, hai să dansăm. Sunt sigur că îți bei cafeaua simplă, fiindcă ești deja așa de dulce. Yeah!
Îmi acorzi acest dans? Îmi acorzi acest dans? Ai o criză? Să sun la salvare? Păi, eu trebuie să plec. Știi, Andreea, tu nu ești ca toate celelalte fete. Și acum, una dintre figurile mele speciale. Bine, hai să încercăm. Ei, bine, am mers mai departe decât mi-o cerea datoria. Jen arată chiar marcată și ăsta este un triumf major. O altă festă frumos orchestrată. Acum o ultimă piruetă și plec de aici înainte ca Craig să încerce o bunire a buzelor cu mine. Bine, Andy, prefăcut mic îmbrăcat în roche. Este timpul să-ți arăt cine poartă rochi în familie. Eu am transpirat. Ai transpirat? Da, adică am vărsat lacrimi de bucurie. Scuze-mă, trebuie să mă împrospătesc. Te aștept. Bun, bănuiesc că sunt destul de bun în afacerea asta de a fi fată. Poate chiar prea bun. Mă rog, oricum, cred că este timpul de plecare pentru victoria mea. N-aș intra acolo dacă aș fi în locul tău. Te-ai pierdut? Hei, acolo, wow, dă-ți pulcuța asta afară. Porcilor! Ai grijă, tinere domn, ești pe punctul de a trece de pragul sacru al toaletei fetelor. He, băiete, baia fetelor, un teritoriu necunoscut, dar trebuie să fiu curajos, nu-i așa? Nu mă uit! Nu mă uit! Care-i problema ei? Se poartă de parcă ar fi obsedată. Gata, asta cu siguranță ar depăși cu mult categoria suferinței pentru arta mea. Bună chestie, dulce! Nu rezist să stai departe de noi, a? Grozav, exact cu cine nu vroiam să am de face. Scuze, eram greșit, băieți. Bun, ia să fac inventarul. Sunt la dans, într-o rochie, prins între două toalete. Mă rog, se pare că singura ieșire este cea pe unde am venit, nu? Wow! Vai, scuze, ești în regulă? Dă-mi voie să te ajut. Lori McNay, unică și specială. Tata, drăguțele, vă denotați 10. Face ca genunchi acestui comedian să se moară. Noi o iubim pe Lori mai mult decât Crăciunul. Imaginează-ți suferința noastră. Și prima oară sunt singur cu ea îmbrăcat într-o rochie. Mă rog, când vor rezolva problema asta cu podelele astea lunecoase? Trebuie să fii nouă pe aici. Da, nu puteam să fiu mai nouă. Poți să-mi dai drumul la mână, te rog? Știi? Cred că mi-amintești de cineva. Gata, știu! De un tip din școală, pe nume Andy. Andy? Adică, ești sigură? Îl cunoști? Cred că nu e momentul potrivit să-mi declar dragostea mea nepieritoare pentru Lori aici, îmbrăcată într-o rochie, mă rog, care stă să cadă și... Andy, da, cel Andy, da. Suntem într-o oarecare legătură, mă rog, adică un pic așa. Mă rog, dar să știi că e un tip pe cinste și știu că toate fetele îl consideră drăguț, așa, în felul lui. Este amuzant, dar uneori poate fi atât de imatur. Da, asta-l face nostim, nu? Dacă ți se pare că prostia e nostimă? Da, cred, adică mai ales dacă prostia e ridicată la rangul de artă, nu? Ei bine, eu chiar cred că este drăguț. Și... asta rămâne doar între noi. Speram să fie aici în seara asta. Crede-mă, Lori, Andy va fi aici în curând. Așteaptă aici. Adică nu aici, adică fiindcă miroase urât și alunecos pe jos, mă rog. Dar nu pleca acasă, că el e pe drum. Gata, am plecat de aici și acum trebuie să mă feresc de... Hei, Craig, uite-o aici.
Craig, scuze, dar eu trebuie să plec, știi? Mă transform într-un dovleac la miezul nopții. Da, da, și eu mă transform într-o conopidă. Hai să facem o salată. Ce zici? Ai văzut, mocofanule? Nu ești singurul care poate să facă bancuri aici. Uite, știi, eu trebuie să spun ceva. Am aflat deja. Ai aflat? Da, pot să și simt. Poți? Asta e seara noastră. Hai să fim ca doi exploratori și să începem expediția împreună. Hei! Vino aici! Nu, mulțumesc. Mergi tu primul. Vino aici, acum! Scuze-mă, mă întrebam... Dacă dansez, mi-ar plăcea! Bună treabă, Danny, acum du-mă acasă. Ce noapte! Singura persoană care să danseze cu mine a fost un tip în rochie. Mama e de treabă, fără ofensă. Mai puține vorbe, mai mulți pași. Lori McNamee mă așteaptă, trebuie să-mi schimb hainele acum. Nu așa de repede, doamnă travesti. Nu scap tu de data asta așa ușor. L-ai vrut pe Craig? E bine, acum îl ai. Dragi colegi, în calitate de președinte al elevilor, am onoarea să anunț ceea ce cu toți ați așteptat. Regele și regina balului din acest an. Câștigătorii sunt... Andreea și Craig. Că m-ai prins, nu-i așa? Uite, Craig, poți să-ți iei regina. Nu-ți face griji. Acum ești în siguranță cu regele tău tropical. Nu-i așa că sunt un cuplu grozav? Este atât de minunat cât un băiat deosebit de bun găsește o fată atât de specială. Acum, înainte de primul salut oficial regal, doresc regele și eu doar îmi doresc regina. Bine zis, Craig. Ne poți spune ceva înainte de momentul magic, regina Andreea? Aha. Ai calculat greșit, surioară. De fapt, am un singur cuvânt. Surpriză! Am eu că trebuie să fie ceva ciudat cu ea. A jucat teatru. Vai, dar chiar e dus de nas, ce? Eu n-am făcut nimic. Hai, surioare, nu mai facem pe modesta. Am înșelat în legătură cu tine. De fapt, toți ne-am înșelat. O știți, pe sora mea, ce? Am încercat o mare, mare, mă rog, farsă. Da, și pentru că eu am încercat să o sumirez, i-am trăznit să mă dea drept fată și să-l facă pe capitanul echipei de fotbal să vrea să mă sărute, mă rog. Lăvitură de geniu, bravo ție. Haideți, cu toții, un val de aplauze, mă rog. Era să mă faci să-l sărut pe fratele tău? Craig, nu asta am vrut. Ești o monstruoasă perversă. Bine, dar... Vai, Jen, ce farsă grozavă ai tras. Vai, dar să știi că sunt atins. Vezi că o să te ating cu pumnii mei. Uite, ți s-a întins rimelul. Nota, vă rog. Ați simțit un de șoc? I-ai prostit pe toți. Și, apropo, ai demonstrat un simț foarte fin al ritmului. Dar de ce ai dat tot creditul lui Jen pentru festă? Noi știm ce am realizat în seara asta, Danny. Și asta este tot ce contează. Și apoi, noi nu suntem niște proști, nu? Să ne prindă cineva vreodată? Bună, Andreea! Măi, ce te-ai schimbat? Ei, Lori, adică Lori McNay, ce bine îmi pare să te văd. Ți-a plăcut ăsta dansul? Deci, asta numești tu artă? Aceasta e doar vârful icebergului. Ai să fii uimită? Nu, zău, îmi place să fiu uimită. Dar tu par total prins de glumele tale copilărești. Drăguț, Voxe. Totuși, iepurașii sunt cam pentru preșcolari. Îmi amintesc de pijamalele lui fratii. Pa!
Drăguț? A spus drăguț, nu-i așa? Hai că am auzit-o, drăguț boxer. Ai auzit, auzi drăguț? Nu-i așa că zici drăguț? Da, cu toții am auzit-o când a spus drăguț. Maestre, urăsc să fiu eu cel care te aduce la realitate, dar tu urmărești o fată pe stradă în chiloți și asta nu e... Asta da, ținută, Denny. Poate că ar trebui să o numim de noapte? Căci eu sunt deștept. A început ca o glumă, dar acum nu ia bună. Tot orașul strigă în cor: hey! Cel mai mare, cel mai tare dintre părcălii. Sunt un cop, un factor, un artist, un cor. Doar umplutură. Nu este ceea ce credeți? Vedeți, eu sunt un artist. Wow! Stai, ușor gură strâmbă. Da, da, chiar sunt un artist, dar mediul meu este un pic neconvențional. Practic, sunt un comic. Sunt chiar bun la asta, dacă îmi spun mie însă-mi așa. Într-o zi voi fi faimos și adorat, cunoscut în întreaga lume, ca cel mai mare comic al tuturor timpurilor. Aceasta este pasiunea mea, visul meu, rochia surorii mele și unul din multele mele triumfuri. Mă rog, am vorbit prea mult despre asta, mai vine vară. Uitați-vă bine! Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Aproape reuși. Ești o totală pierdere pentru umanitate. Ești o totală pierdere pentru umanitate? Au mai rămas 10 secunde. 9. Nu-mi vine să cred că ești așa un fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. Nu vine să cred că ești așa de fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. 1. Felicitări, avem un nou record. 12 ore în care ai imitat tot ce a făcut sora ta. Și e una din cele mai enervante farse ale tale. Așa e! Păi, ce pot să spun? Sunt un adevărat pionier al glumelor practice. Știi, între geniu și nebunie nu e decât un pas. Caută acel pas. Într-o zi față lungă o să depășești limita. Ce bine! Și în ziua aceea, surioară dragă, voi înscrie victoria mea finală! Andy! 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 Nu ești atât de deștept pe cât crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid. Hei, nu ești atât de deștept pe cât crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid. Wow, ai de gând să continui pentru 24 de ore? Sunt lucruri tipice pe care le spune o soră mai mare. Orice frate normal s-ar fi retras până acum, dar eu sunt diferit. Sunt mai persistent. În plus, Jen merită acest gen de hărțuială. Îmi face minte să nu-i mai spune lui tata cine a pus vopsea albastră de păr în șamponul lui. Și în plus, privind-o pe Jen cum devine din ce în ce mai enervată de mine, este o adevărată satisfacție. Ți-ai dat seama de asta pe ulmuță? Andy, probabil că bate un record mondial. Bine. Nu ești impresionată. Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Ce drăguț din partea lui Andy că se interesează de activitățile lui Jen! Sună ca un purgatoriu pentru mine. Săraca Jen! Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Astăzi este seara de dans la școală. Astăzi este seara de dans la școală. Și mă voi duce la dans într-o strâmtă. Într-o strâmtă? Roz. Roz? Fără de bretele. Fără de bretele? Rochie. Rochie? Hai, grasule, încearcă să mă copiezi. Cred că ți-a ajuns. Mie? Să-mi ajungă? Dar celui Washington i-a ajuns jumătate din drum? Gata, băieți, mi-a ajuns! Nu mai vreau președinte!
Andy Larkin nu cunoaște înțelesul cuvintelor, mi-a ajuns. A ajuns! Vezi? Nici nu pot să-l găsesc. Atunci, când lucrurile devin dure, durul așteaptă până când sora face baie și atunci se furișează la Yonder Eater. Așteptați, mă duc la seara de dans. Petrecere frumoasă, dragă. A, nu mă așteptați, mă duc la seara de dans. Jean pleacă a doua oară la dans? Cum spui? Sau Andy a început să poarte tocuri? A? Știu la ce vă gândiți. O altă sâmbătă seară obișnuită, nu-i așa? La asta mă gândesc și eu, tocmai am ieșit afară și sunt în verandă, în drum spre dans, într-o broche fără bretele. E, orice artist trebuie să sufere pentru meseria lui. Și dați-mi voi să vă spun, tocurile astea mă omoară. O, băiete, aș putea să folosesc o mașină? Exact la timp, ca de obicei. Să conduci încet, rochia asta o cam zboară vântul. Frumos, da. E, să vedem dacă pot să fiu bărbat și să fac ce trebuie. Sunt aproape sigur că istoria glumelor practice se va scrie diseară și, bă, vorbind de frumos, arăți chiar spilcuit. Ai grijă, marinarule, flatându-mă n-ajuns nicăieri. Iată, uite ce avem noi aici. Eu cred că, știi tu, eu cred că este o fată, Rick. Bine, am făcut toată chestia asta cu travestitul și desigur aici sunt Lick și Lick, cei mai șmecheri golani. Sunt sigur că m-ar bate la fund dacă și-ar da seama că sunt eu rochia asta și... Salut, sunt Andy. Voi mă credeți de fake, dar a mie nu-mi pasă, căci eu sunt deștept. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, Andy. Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un cop, un pastor, un artist, un vascor. Doar umplutură. Nu este ceea ce credeți? Vedeți, eu sunt un artist. Wow! Stai, ușor gură strâmbă. Da, da, chiar sunt un artist, dar mediul meu este un pic neconvențional. Practic, sunt un comic. Sunt chiar bun la asta, dacă îmi spun mie însămi așa. Într-o zi voi fi faimos și adorat, cunoscut în întreaga lume, ca cel mai mare comic al tuturor timpurilor. Aceasta este pasiunea mea, visul meu, rochia surorii mele și unul din multele mele triumfuri. Mă rog, am vorbit prea mult despre asta, mai vine vară. Uitați-vă bine! Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Când ai de gând să te oprești să mă imiți? Aproape reușit. Ești o totală pierdere pentru umanitate. Ești o totală pierdere pentru umanitate? Au mai rămas 10 secunde. 9. Nu-mi vine să cred că ești așa un fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. Nu vine să cred că ești așa de fraier să-ți pierzi toată ziua imitându-mă pe mine. 1. Felicitări, avem un nou record. 12 ore în care ai imitat tot ce a făcut sora ta. Și e una din cele mai enervante farse ale tale. Așa e! Păi ce pot să spun? Sunt un adevărat pionier al glumelor practice. Știi, între geniu și nebunie nu e decât un pas. Caută acel pas. Într-o zi față lungă o să depășești limita. Ce bine! Și în ziua aceea, surioare dragă, voi scrie victoria mea finală! Andy! 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 Nu ești atât de deștept pe cât te crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid. Hei, nu ești atât de deștept pe cât crezi. De fapt, aș spune că te porți chiar stupid.
Wow, ai de gând să continui pentru 24 de ore? Sunt lucruri tipice pe care le spune sora mai mare. Orice frate normal s-ar fi retras până acum, dar eu sunt diferit. Sunt mai persistent. În plus, Jen merită acest gen de hărțuială. Îmi face minte să nu-i mai spune lui tata cine a pus vopsea albastră de păr în șamponul lui. Și în plus, privind-o pe Jen cum devine din ce în ce mai enervată de mine, este o adevărată satisfacție. Ți-ai dat seama de asta pe ulmuță? Andy, probabil că bate un record mondial. Bine, nu ești impresionată. Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Andy, nu glumesc! Lasă-mă în pace! Ce drăguț din partea lui Andy că se interesează de activitățile lui Jen! Sună ca un purgatoriu pentru mine. Săraca Jen! Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Apropo, fraierule, cred că ai uitat ce este seara aceasta. Astăzi este seara de dans la școală. Astăzi este seara de dans la școală. Și mă voi duce la dans într-o strâmtă. Într-o strâmtă? Roz. Roz? Fără de bretele. Fără de bretele? Rochie. Rochie? Hai, grasule, încearcă să mă copiezi. Cred că ți-a ajuns. Mie? Să-mi ajungă? Dar celui Washington i-a ajuns jumătate din drum? Gata, băieți, mi-a ajuns. Nu mai vreau președinte. Andy Larkin nu cunoaște înțelesul cuvintelor. Mi-a ajuns. A ajuns! Vezi? Nici nu pot să-l găsesc. Atunci când lucrurile devin dure, durul așteaptă până când sora face baie și atunci se furișează la Yonder Eater. Mă duc la seara de dans. Petrecere frumoasă, dragă. A, nu mă așteptați, mă duc la seara de dans. Jean pleacă a doua oară la dans? Cum spui? Sau Andy a început să poarte tocuri? Știu la ce vă gândiți. O altă sâmbătă seară obișnuită, nu-i așa? La asta mă gândesc și eu, tocmai am ieșit afară și sunt în verandă, în drum spre dans, într-o roche fără bretele. E, orice artist trebuie să sufere pentru meseria lui. Și dați-mi voi să vă spun, tocurile astea mă omoară. O, băiete, aș putea să folosesc o mașină? Exact la timp, ca de obicei. Să conduci încet, rochea asta o cam zboară vântul. Frumos, da. Hai să vedem dacă pot să fiu bărbat și să fac ce trebuie. Sunt aproape sigur că istoria glumelor practice se va scrie diseară și, vorbind de frumos, arăți chiar spilcuit. Ai grijă, marinarule, flatându-mă n-ajungi nicăieri. Iată, uite ce avem noi aici. Eu cred că, știi tu, eu cred că este o fată, Rick. Bine, am făcut toată chestia asta cu travestitul și desigur aici sunt Lick și Lick, cei mai șmecheri golani. Sunt sigur că m-ar bate la fund dacă și-ar da seama că sunt eu rochia asta și cu perucă. Dar nu vor afla niciodată pentru că este ora de spectacol. Bună, băieți! Haide! Cred că s-a îndrăgostit de mine. Trebuie să-ți apăr onoarea. Drăguț. Drăguț. Dați-vă la o parte baloane de săpun. Uite, dă-mi voie să te ajut. Numele meu este Craig. Al tău care e? Craig Bennett, Craig Bennett. El e mare și neînfricat. El iubește oglinda din baie și iubește aftershave. Toate fetele îl adoră, nu-i una să-i scape. Chiar dacă sora mea îl place, se pare că lui îi place de mine. Numele meu este Andy, adică vreau să spun Andreea, pardon, dar toți prietenii îmi spune Andy. Ce drăguț! Arăți ca o Andreea. Cum se face că nu te-am mai văzut?
Ei, tocmai m-am mutat aici, din altă parte. Ah, din altă parte? Foarte misterios. Da, sunt plină de mister. Îmi place. Ce-ar fi să intrăm înăuntru, Andreea? Bine ați venit, prietenii mei boboci, la sărbătoarea caraibeană a liceului nostru! Când o să mă poată Craig în rochea asta, o să cadă în brațele mele. Ai o problemă. Se pare că brațele altcuiva au ajuns primele la Craig. La o parte, pârtie, lăsați.